make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la episodul 2 din Champions League cu Real Madrid. Avem marele derby împotriva lui Liverpool, o mare echipă din Anglia, care a terminat sezonul trecut pe locul 2. Hai să începem, dar înainte nu uitați de like, subscribe și tot acâmul, comment să vă spuneți părerea, bla bla bla. Vedem, trebuie să facem echipa, trebuie să mai băgăm și alți jucători care nu au jucat până acum, de exemplu să intre și Chicharito, că nu l-am luat degeaba, și alți jucători de valoare. Chicharito, Hernandez, în locul lui Karim Benzema, unde altundeva poate intra. Arvelo lăsăm momentan. Isco în locul lui James. Îi amenajăm chiar la un meci atât de important, la un meci mai important decât cel cu Lille. Așa, să iasă ori Pepe, ori Ramos, nu știu cine din ăștia doi. Alaba la Portocala, deci Pepe, chiar așa a picat, wow. Dar mai trebuie să băgăm pe ceva pe Khedira, dacă nu mă înșel. Hai să-i dăm așa, lasă Khedira. Poate joacă împotriva lui Ransgrad. Hai, nu mai lungim, dăm kick-off, suntem pe Santiago Bernabeu, cred. Începe meciul, noi avem prima atingere de balon din startul acestui meci și începe cu o pasă la Dani Carvajal. Pasă pentru Ronaldo, du-te Cristiano, hai Motoreto, motocicleta noastră Cristiano Ronaldo, șutează! Nu trebuia șut chiar de acolo, erau adversari în fața noastră. A decizie luată prost de noi și iau-te cât de precis a degajat acolo Mignolet. Jucători arată aici Liverpool că au jucători tehnici, chiar și portarii. Mignolet s-ar asemăna cu Manuel Neuer, poate prea mult spus asta. Pasă pentru Gerrard, are viteză Gerrard, putea să-l depășească acolo pe Sacco, cu toate că era în spatele lui. Hai Gerrard, mai munț-o, mai cu tupeu, bagă la os, cum se spune. Iată pe Chicharito pentru Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo trage pe lângă poartă. Wow, îi mulțumește acolo și Chicharito, atacantul a dat o pasă foarte bună acolo. Și ce preluare a făcut Ronaldo. Ar fi fost un gol frumos din prima așa, direct, nici mingea nici măcar n-a căzut jos. Marcelo, se duce Marcelo, are viteză bună. Bravo, braziliane. Brazilianu, ce braziliană reușește. Hai Marcelo. A prea fantezit la faza asta și tot nu recuperează. Doarme pe el în meciul ăsta Marcelo. Ronaldo face pressing, aleargă tot meciul, minut de minut. El nu stă mergând o secundă pe teren. O energie mare care o impune la echipă Cristiano Ronaldo. Iată din nou la balon, hai Ronaldo. Poate era de preferat pasa la Marcelo acolo. 0-0 la pauză. Nu prea avem goluri marcate în grupa asta, cel puțin până acum, după 95 de minute, după un meci și o repriză jucate în această grupă a Ligii Campionilor. Ronaldo, ce frumos recuperează Cristiano Ronaldo. Ronaldo foarte frumos. Oh, ce frumos îndepărtează acolo. Centrarea este în spate, unde nu găsește niciun jucător al nostru, doar al lui Liverpool. Cross, are șut bun cu latul. Spunem că a fost deviat în corner. Deviat oricum ar fi fost, dar nu. Ce șut slaba lui Toni Kroos. Cristiano Ronaldo pasează la Chicharito Hernandez. Am vrut să spun James Rodriguez, dar a fost Hernandez. James Rodriguez nici măcar nu este în teren în acest meci. Raheem Sterling joacă titular în meciul acesta, pasează la Sturridge. Ce bine intră acolo Rafael Varane, un fundaș foarte puternic. Bravo Varane, iată contraatacul lui Real Madrid, cea mai bună echipă pe contraatac cu Ronaldo în prim plan. Haide Ronaldo. Bine Ronaldo! Este 1-0. Ce deschidere de scor. Cristiano Ronaldo reușește să marcheze primul său gol în acest sezon în Liga Campionilor. Ce atac, ce fază reușită de echipa noastră. Să revedem pe această reloare cât de bine a curs faza, ca la carte. Excelent văzut acolo Ronaldo, a avut spațiu să-și întoarcă adversarii. A fost o schemă previzibilă. Șutul nu-l iartă acolo pe Mignolet. Este în plasa laterală Cristiano Ronaldo. Nu cruță din astfel de faze, are finalizări de mare valoare. Poate mai avem timp să înregistrăm scorul din realitate și anume 3-0. Oricum 3-0 a fost pe terenul lor, iar acest 1-0 este pe terenul nostru. Știm că pe terenul nostru chiar a fost 1-0 în realitate. Balotelli pentru Sturridge la centru. Bravo Ramos. Eram sigur că Ramos e a lui.
Dar pasta nu este foarte bună. Mi-a plăcut acolo că am intrat în mingea asta. A fost intenția lui Mâță. Oh, Ronaldo! Ce ocazie mare! A stat acolo la pândă Ronaldo ca un lup și a reușit să recupereze foarte bine, dar șutul nu a fost atât de bun ca să-l învingă pe Mignolet. Centrare bună a lui Toni Kroos! Lovitură de cap, balonul rămâne posesia noastră. Modric! Modric trage! Oh, se duce în nou. Era în offside acolo Isco. Asta am și vrut să reproșez, dar... Era și Isco și Gerrit, doi jucători în offside la faza asta pentru noi. Oh, oh, Ronaldo o pasă pentru Chicharito, haide Chicharito, Hernandez în careu, șutează, oh, șutează Hernandez, ce șut bun, o pasă excelentă primită acolo, a fost parada lui Mignolet, nu? Oh, a fost afară. Lucas pentru Mario Balotelli, presat acolo, oh, deșcătorul nostru, oh, no, oh my fucking god, cum a intrat Varan, Varan, băi arbitre tu, ce, la ce mești te uiți, mă, Varan a intrat, de ce, da, galben, că a intrat la propriul său coechipier, priviți unde a intrat Varan, cum l-a lovit și pe Balotelli, și pe Kroos și pe Balotelli, bine că nu s-a accidentat Toni Kroos, minutul 90, ocazie mare pentru Liverpool, l-a executat Steven Gerrard, s-a dus foarte periculos acest balon, trăim periculos pe final de meci, bine că nu s-a dus măcar pe cadrul porții să mai obțină un corner sau ceva Liverpool, știi că ar fi probleme, oricum jucătorii din Premier League sunt destul de înalți și buni la cap în special. Bale, spațiul la această fază, iată pe Hernandez, pasă previzibilă pentru Ronaldo, care însă recuperează, dar n-a mai avut destul de energie să continue faza aceasta. Se încheie meciul și obținem o victorie cu 1-0, încă o victorie tot cu 1-0, victorii cu scoruri mici, dar ocazii mari, meciuri spectaculoase într-un final să spunem. Ronaldo a fost omul meciului pentru echipa noastră, nota sa a fost de 7,5, nu știu, parcă în FIFA notele mari se dau mai ușor decât în PES. Și în PES asta ar fi un lucru mai realist, pentru că în realitate parcă se dau lucrurile, adică notele mai greu. Lille este pe locul de Europa League, pe locul 3, Liverpool rămâne pe locul 2, tot cu 3 puncte, la fel ca Lille, Lille a reușit să o bată pe Ludogorets. Noi din două meciuri am obținut 6 puncte, maximul de puncte. Vom mai juca un meci în acest episod 2, în primul l-am jucat doar unul, dar așa ca o scurtă introducere să spunem. Și urmează meciul cu Ludogorets Razgrad. Da, este al treilea meci acesta cu Ludogorets și să pregătim și pentru meciul acesta echipa. Vom juca cu poate, nu poate cea mai bună echipă, dar Benzema va juca în acest meci sau Jesse Rodriguez, dar astăzi îl băgăm pe Jesse în locul lui Chicharito. Schimbă echipa de la meci la meci, James Rodriguez va intra și el în locul lui Isco și Khedira. Poate Khedira și Ilara Mendy, Nacho, Arbeloa, jucători ca aceștia ar putea intra și Pepe în locul lui Ramos. De ce nu? Pentru că Ramos și-a jucat două meciuri consecutive, să joace fiecare. Aveam acolo la oportunitate să schimbăm pe Ramos și Arbeloa, și cu Arbeloa și Nacho. Așa, împotriva lui Ludogorets Razgrad, club fondat în 1945, este primul an în realitate în Liga Campionilor, este premiera Liga Campionilor, această echipă din Bulgaria care a eliminat-o pe Steaua și a trimis-o în Europa League. Bun, kick-off și cu această echipă. Începe meciul, să vedem cum ne vom descurca, ce randament vom da în această partidă care este tot pe terenul nostru. Gerrit Bale începe tare pentru Cristiano Ronaldo. A fost păzit excelent acolo șeptarul nostru. Este Sami Khedira cu poftă de joc. Sami Khedira este în flancul stâng. Khedira centrează foarte bine pentru Gerrit Bale. Balon respins. Modric are șut bun. Modric deviat! Dar pe lângă poartă, prima dată am avut impresia că ar fi fost în poartă balonul. Bine ar fi fost așa. Avem totuși corner care vrea să-l bată Luca Modric. Execuția croatului. Modric bate bine! Bara lui Sergio Ramos! Ce bine sare la cap Ramos. Avem aruncare de la margine. Să vedem cine va bate Carvajal. Este o repunere simplă pentru Gerrit Bale, care obține cornerul, al doilea corner al meciului în acest, până acum, de fapt în această primă repriză, minutul 11. Centrare din nou foarte bună! Nu vrea mingea practic să intre în poartă. Nu vrea din nou corner. Nu, nici măcar corner n-a fost. Stoianov a avut mult noroc și la faza aceasta. Este Rodriguez pentru Khedira. Khedira în careu. Sami Khedira, cum a putut să scoate acolo? Ce a fost în capul lui? Avea prin planul pentru șut. S-a intimit fâstăcit la faza asta.
avea prim planul pentru șut și a scurs pasă, imaturitate la faza asta, ne-am jucat cu ei. Cine știe cum o reuși să arate ceva, eu știu, să facă o minune. Oh, ce intercepție bună, s-ar fi dus bine această direcție, să spunem. Pasă pentru Jesse Rodriguez, revenit în realitate după 8 luni de absență. Pasă excelentă pentru Ronaldo. Ronaldo centrează. Poate că trebuia să joace cu cel din stânga, cu Marcelo, cred că era, sau Varane. Sami Khedira recuperează din nou în flancul stâng, se duce în viteză Sami Khedira, neamțul centrează bine la a doua bară, trebuia să ducă balonul, dar a fost prea pe portar, prinde în brațe și degajează. Bulgarii până acum nu au fost mai deloc periculoși și poate că nu au nici ambiție sau curaj, respectă prea mult adversarul și ăla suntem noi, normal, echipă mare care am ales să jucăm în Liga Campionilor. Poate după ce vom termina această serie cu UEFA Champions League, vom face și una cu Europa League și vom alege, cine știe, o echipă mai slabă, normal. Ce pasă pentru Jesse Rodriguez, o echipă de Europa League. Ronaldo recuperează foarte bine, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, excelente scheme. Ronaldo e egoist, trage aici Cristiano Ronaldo, vede mingea, îl vrea să ducă mingea numai spre direcția porții. Recuperează James Rodriguez, pasa este pentru Ronaldo, pasă care l-a surprins pe Ronaldo, nu pe cei de la Ludogorets cum ar fi vrut el. Pepe, bine, bine Pepe, hai Modric, du-te tu Rodriguez, Rodriguez, hai pentru Ronaldo, Ronaldo, haide mă! Mamă, nu vor să înțeleagă nici jucătorii noștri, parcă fac blat unii din ei. Ronaldo a avut acolo șansă bună, dar i-a stat, a fost propriul coechipier, i-a stat în cale să, din fața golului. Bine, din nou recuperăm și de această dată prin Jesse Rodriguez. Jesse Rodriguez, Rodriguez, scoate o centrare bună. Balonul este respins, Modric are șut bun. Modric, e lovitură liberă. E lovitură liberă, total corectă, acordată de arbitru. Să vedem cum vom executa lovitura. Nu știu dacă ar merge pe colțul portarului, dar încercarea moarte n-are. Oh, Ronaldo bate în zid, are corner, e un avantaj, putem spune, la corner, avem jucători înalți și spun eu mai bun la cap decât cei de la Ludogorets. Marcelo! Cum scoate jucătorul lui Ludogorets de pe linia porții, ocazie monumentală, cea mai mare ocazie a reprizei secunde avute de Marcelo, putea să înscrie cu capul micuțul brazilian. Iată-l acum pe Jesse Rodriguez, Jesse Rodriguez pentru Cristiano Ronaldo, Ronaldo, bară, ce foarfecă lui Cristiano și a dat din păcate în bară, centrarea din nou pe portar, ăla Marcelinho, pasă pentru Ronaldo, hai Ronaldo, Ronaldo poate da lovitura, Cristiano Ronaldo, gol, 1-0, ce gol, ce deschidere de scor, atât de târziu, dar atât de bine pentru noi. Wow, cum dăm golul ăsta, cât de bine ne-a venit pe finalul meciului, minutul 88, reușește Cristiano Ronaldo să marcheze fază, făcută ca la cartea jucătorii noștri din nou, Jesse Rodriguez a fost cu pasa asta de geniu pentru Ronaldo, peste apărare l-a lăsat practic singur cu portarul, nu a fost atât egoist, a tras din afara careului, dar necruțător, nu l-a iertat pe portar de această dată, un șut perfect trimis, expediat în plasă de șeptarul nostru, Motoreta reușește să ne aducă probabil golul de 3 puncte pentru echipa noastră. Am văzut aici jucători tehnici la Ludogorets Razgrad, 4 minute de prelungire arătate și în acest meci destul de multe. Și din nou ne apropiem de o victorie, tot cum la 0, de o victorie la limită, dramatică putem spune, chiar dramatică. Și aceasta se întâmplă, 1-0 împotriva lui Ludogorets, pe terenul nostru, victorie smulsă cu greu, dar 3 puncte muncite și luate de noi. În repriza a doua a făcut un meci mai bun, Ronaldo din nou meciului, încă o dată, 8 a fost nota sa. Spuneam de Ludogorets că a făcut un meci mai bun în repriza a doua, a avut o posesie mult mai mare decât noi și asta a fost posesia întregului meci. 9 puncte din 3 meciuri, 9 puncte din 9 posibile, pe 2 este Liverpool, așa cum era de așteptat, cu 6 puncte Lille pe locul de Europa League. Și acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut vă rog frumos să lăsați un like, până data viitoare rămâneți cu bine și sayonara!